sponsorizată de Palace Mall. A sosit momentul de joc, zâmbet când și armonie. Avem invitați de top, va fi mare veselie. Deschis la distracție, shopping-ul e satisfacție. Vezi la televizor, chiar de aici din Palace Mall. Deschis la distracție, shopping-ul e satisfacție. Te vezi la televizor, chiar de aici din Palace Mall. Deschis la distracție, chiar aici din Palace Mall. Bun găsit, dragi prieteni, la cea de-a doua ediție Deschis la distracție! Rețeta noastră este foarte simplă. Vedete, concursuri, sport, fashion, multă, multă distracție, toate acestea cu ajutorul celei mai vesele trupe din Iași, Live Music by Cross Media! Ei bine, astăzi, dragi prieteni, v-am pregătit o emisiune presărată cu multe, multe surprize. Tocmai de aceea eu spun să veniți cu drag aici în Palace Mall, iar dumneavoastră, dragi telespectatori, să vă beți cafeluța în fața micului ecran. Apropo de cafeluță, bună, Tudor, ce faci? Servus, ce faci, Vlăduț? Vreau să te întreb, tu cum preferi să-ți bei cafeluța? Păi, cam dificil să spun, dar de obicei când dimineața când mă trezesc, soția mea mi-o pregătește cu miere de albine, cu lapte aromat, mă rog, mai multe. Mai pui și piper câteodată? Piper, am înțeles că tu parcă cu piper le ai cu sarea, nu? Nu, eu piper... cu scorțișoară. Ah, cu scorțișoară. Scorțișoară, da, asta merge, asta e ceva mai deosebit. Eu prefer, sincer, dulce amăruie. Altcineva, Ștefan? Ștefan, el e scurt. Scurt, fără nimic. El e cu rețeta venită de acasă, probabil de când era mic. Da, de la Italia, zice el. Ei bine, dragi prieteni, astăzi vreau să vorbim cu doi artiști care trebuie să știți adevărul ce mai la dea la vale, la vale își beau cafeluța fără zahăr. Asta e, doamnele și doamne. Și-a scăpat, cât s-au alergat, cât s-au avut, m-au mușcat. Păi lumea o strigat, cât s-au tata o urlat. Măi, tată, măi. Merge? Merge. Se descurcă bine? Bună seara, bine. Dragi prieteni, aplauze, v-ați dat seama despre cine bună era seara, vorba. Bună seara, Iași, bună seara, Palace Mall, bună seara, prietenilor Cross Media. Bine bună v-am găsit, seara, bună seara, Bobo. Bobo și Bobby de la Fără Zahăr sunt invitații noștri. Bobo și Bobby care sunt deschiși la distracție, da? Clar. Da. Foarte, foarte frumos asortat ești în această seară. Mulțumesc. Vezi să nu mă de ochi. Ce culoare este asta? Move electric? Nu știu, eu la culori nu mă pricep. Foarte mișto. Nici eu nu mă pricep, dar foarte se pricep mișto. Cei care mi-au asigurat ținuta, magazinul Serusi de aici, din Palace Mall. Dragi prieteni, aș vrea să vă întreb, voi de foarte mult timp sunteți un... nu vreau să zic că sunteți împreună, dar oricum sunteți un cuplu pe plan muzical. De câți ani vă cunoașteți? De câți ani ne cunoaștem? De jumătate de viață. Din 90 și... 4, de jumătate 95. De viață e 35 de ani. Deci? A crescut, cum se cheamă asta, life expectancy. Mai bine de jumătate de viață. Ați crescut împreună? Din 95, ca să scurtăm. Amândoi din Dorohoi, da? Da. Moldoveni de-a noștri de aici. Dar împreună suntem de mai puțin timp. Aș vrea să știu și să le spunem și prietenilor noștri cum ați dat naștere la numele ăsta foarte interesant, Fără Zahăr. Are o poveste specială numele trupei voastre, de aceea. Cu mare plăcere spun întotdeauna că o să vă răspundă Bobo imediat. Are mai multe povești speciale, putem să o alegem pe aia mai, mai reală, ca să scăpăm.
Ideea a fost, hai să fiu așa serios, da? Noi cântam o muzică comică și ne-am gândit să punem un nume care să fie în antiteză cu treaba asta, că noi cântam o muzică umoristică, ca să nu fac cacofonie, și oamenilor urma să le placă automat, că na, era de râs și se destrau. Și atunci am zis să venim cu un nume care să fie în antiteză, să creăm așa un fel de echilibru, ca să închidem cercul universal al energiei potențiale. Eu auzisem că voi nu vă beți cafeaua dimineața cu zahăr. Asta era? Asta era, asta a fost, da. Dar ideea la bază a fost asta. Și atunci au fost câteva lucruri, câteva idei care să însemne lucruri negative. Și Bob a venit într-o zi cu ideea de fără zahăr, care a fost foarte, foarte bună. Și într-adevăr, la ea a ajuns din cauza că noi repetam la mine în cămin. Eu stăteam în Târgușor, eram în anul 2 de facultate, cred. Și Bob venea în cămin să repetăm. Am doi studenți la Iași, da? Da, dar el era la Politehnică și eram la Universitatea la Cuza. Habar nu mai are. De mici, era la științe administrative. La științe administrative. Nu există inginer. Vezi, trebuie să-l cunoști mai bine. Da, dar stăteam Tudor, de fapt la asta mă referam. Am făcut un an de chimie, da, da, da. Am dat și la chimie ca să-mi dea cazare în Tudor, să stau cu prieteni din Doropa. A fost cu skepsis, altfel deci, nu se obținea cazarea sau de ce? În concluzie, ne cheamă fără zahăr pentru că la un moment dat am vrut să ne alegem și noi o denumire interesantă. Nimic și eu nu aveam zahăr în cameră, eram student sărac, nu ne cumpăram zahăr, poate doar alcool. Și Bobby, de fiecare dată când venea la mine și îl serveam cu cafea, eu nu aveam zahăr, că beam cafea amară. Și el venea de acasă cu pliculețele de zahăr. Asta e, și de acolo asta a pornit e pe totul. Bune, asta e reală, da. Dacă Bobo... Tu crezi că noi la vârsta ta aveam așa îmbrăcăminte și așa aspect? Noi eram vai mama noastră, amărâți. Pachești, nu aveam pachești. Când mă uit la el, mă enervez, că arată stai așa bine. Stai liniștit, că astea le dau înapoi. Așa, să continuăm. Ei bine, vreau să vorbim puțin și de ceea ce cântați voi. Ați vrut să fiți mai deosebiți, dar chiar sunteți deosebiți de la titlul trupei. Păi asta spuneam, că eu stăteam Tudor, eu stăteam în Târgușor, eram foarte deosebiți. Cum se cheamă stilul ăsta? Că nu e nici etno, nu e nici dance, nu e nici rock? E fără zahăr. Fără zahăr. I-ați găsit și un nume? Talință, acum te lauzi. Adică... O filozofie sătească, practic, nu? Din ceea ce spun piesele noi ne-am destrat la început zicându-i folk negru, pentru că imediat ce am făcut trupa și eram două folk chitare... Folk negru? Eram două chitare acustice. Am intrat să cântăm în Cenaclu Moldavia, de la CCS, de la Casa de Cultură a Studenților. Și ne-am dus așa ca un fel de oaie neagră a folcului românesc. Acolo se cânta folk, folk, adică piese de dragoste, cu ploaia, cu frunze, cu... Și voi ai zis, nu, gata, iubire, da, gheața. Și noi am venit și am început să cântăm cu vaca, cu... Bine, prașa. Adevărul că eu eram și foarte frumușel. Și veneau fetele să vadă... Mai cânta și Bobo, dar eu doar așa, din privire. Veneau pentru tine, Bobi, să te vadă așa, pe tine. Eu le spuneam așa... Le spun... Transpirație. Aș vrea să știu, pentru că voi într-adevăr sunteți foarte haioși, cum vă împărțiți voi treburile în trupă? Cine se ocupă eu de versurile vasele. Astea? Cine se ocupă de coloana sonoră? Bobo dă cu aspirator, eu spăl cine, vasele. Cine vorbește primul duce gunoiul. Da, da, da. De cum le împărțim? Cui vine ideea? Dacă vine cuiva vreo idee bună, eu scriu versurile și Bobo muzica. Am înțeles. Deci oricum o dăm, tu ești cu versurile și tu ești cu muzica. Da, de ce? Dacă așa funcționează într-o societate modernă diviziunea muncii, fiecare face ceea ce se pricepe să facă mai bine. Și fiecare în particular cu cenzura după aia. Da, dar vreau să vă, să vă asta mai... Asta e când intervine cenzura. Vreau să vă mai întreb ceva. Cum vă împăcați voi cu rudele voastre, cu bunici, cu mătușe, pentru că eu, ironizați destul de mult în cântece. Eu mă împac foarte, foarte bine cu rudele lui Bobo. Chiar mă simpatizează. Mama, părinții lui Bobo, bunicii, soacra, sunt întotdeauna bine primit. Și tu te împaci bine cu rudele mele, da. Nu? Da. Mama din când în când mă ceartă, spune că vorbesc prostii prin emisiuni, dar eu încerc să fac să înțeleagă faptul că de asta ești artist, umorist, ca să stârnești zâmbet pe fața copilului ăstuia, pe fața... Doamne, pe asta vreau să vă întreb și eu. E important într-un cuplu să te înțelegi bine cu rudele celuilalt. Da. Ai grijă, da? Pe cu mine toate mamele astea. Mă iubesc, să știi, by default. Dacă mâine mă chem la tine la o cafea, în jumătate de oră, mama ta mă va adopta.
Am înțeles. Ok, atunci o să-ți fac cunoștință cu ea cât de curând. Poate mai stă și pe capul tău, nu numai pe capul meu. Vreau să știu un singur lucru. Tătic, nu? Da. Un copilaș foarte frumos, l-am văzut mai devreme. Am vrut era să vorbesc aici, cu el, dar era foarte înfipt așa pe joacă. Tu nu, nimic? Nu, eu încerc să fac lumea să se convingă o dată în plus că băiețelul lui Bobo nu seamănă absolut deloc cu mine. Am înțeles. Ei bine, dacă tot am vorbit de folk negru... Asta a apărut pregătită, dar n-a seamănă, fost. Serios. Eu zic așa, dacă tot vorbim de folk negru, hai să facem o demonstrație, să le arătăm și prietenilor noștri telespectatorii ce înseamnă folk negru. Ce ne-ați pregătit ca o primă piesă? Prima piesă, aia de mult, în 2001, care se cheamă... Tudor, ajută-mă cu un microfon. Zahăr Folk Revival. Ladies and gentlemen, this is Moldavian hip hop. Gola Palace, way. Salut, mă cheamă. Mă cheamă, mă cheamă, sunt el, salut, te cheamă, te cheamă, bă, te cheamă cumva, sunt el. Dragă Stella, 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 îți scriu pentru a șapte oară, direct din patul de spital. Am învățat să scriu cu stânga, dreapta, sunt lovit mortal. Am interceptat cu cură o potcoavă prinsă în cuie, ni-ha-ha. De un chișor de cal. Nici timp de când eram copii, de când eram, uite, atâtica, te fugăram prin cimitir la mormântarea lui bunica. Ți-aduce aminte? Fiindcă eu n-o să uit nici când, chetica mea și-a tot căzând cu capul în piatră de mormânt. Când am văzut plină de sânge, mi-am părut așa de rău și mi-am jurat să te iubesc toată viața. Să mor eu, băi. Steluță, la cuvântul meu te rog, e bine, Sama, și răspundem la scrisoare, dacă nu mă tai cu lama. Si. Mi-aș iubi, dacă ai vrea, măi dragă, să mi-i comăsăști. Iarba din o gradă să mi-i plășăști. Două, trei hectare fiindcă vezi. Yes, măi. Solo. Mă cheamă, mă cheamă, sunt el. Bună seara, te cheamă, te cheamă, bă, te cheamă cumva, sunt el. Îți scriu a zecea mea scrisoare, vreau să țâc. Mi-ești dragă. Mi s-au aprins călcâile după tine și cu mine nu-i deșagă. De dragul tău rănesc la vite de parcă aș fi nebun. Duc să pus de ea neagră, dă-te că trebuie să spun. Eu știu că tu nu ții la mine cât e gerul, îți place. Te văd intrând cu el în șură, dar ce pușca mea îți face? Te-am așteptat în fric 3 ceasuri la Căminul Cultural. Dar tu păi văd că cu gerula, în crâșma de pideal, am încercat să fac orice, numai să-ți fiu pe plac. Mi-am învățat până și calul să dai din capăt hip-hop. Dată ne-ne-ne, gerula și argerula, de parcă scopul tău în viață ca... Pardon să rămână, mă rog la bunul Dumnezeu ca să te facă să-ți dai seama că-s mai tare ca gerula. Și o să-i zici papa lui mama și dacă după toate astea n-o să mă iubești deloc. Jur pe tot ce am mai sfânt că beau benzină și-am dau foc. Mi-aș iubi, dacă-i vrei mai dragă să-mi cosești. Iarba din o gradă să-mi prășești. Două, trei hectare fiindcă vezi. Vezi, măi. Buruiana-i pare. Doamnelor și domnilor, solo cu Bobo de la Dorohoi. Ia-o-s. Aducem Așichi, șichi. Așichi, șichi, salut. Mă cheamă, cum? Mă cheamă, când? Mă cheamă, sunt el, salut. Te cheamă, cum? Te cheamă, bă, te cheamă cumva, sunt el. Asta e ultima oară când îți mai scriu ceva. De acum nu o să mai auzi de mine. Să moare mama. Stai puțin, mama e deja moartă, că am dat foc la casă și la șură și la graș, cu tot cu vacă. Tot ce am vrut de la tine era să înțelegi cât de mult iubesc, dar tu nu ții la mine. Și acum eu gonesc o pistă 100 la oră în faitonul lui tata.
gata. Mi-am dat drumul din dealul popii, că mi s-a pus spata. Și râpa lui Andrei Goru, n-o să-mi fie sicriu. Dar ce-n pușca mea din gură, nu vezi că încerc să scriu. Ăsta e genul ăla care urlă în spate. L-am legat de frână, l-am lovit cu levierul peste gură și am rupt și o mână. Steluța-i vina ta, că s-o întâmplat ce s-o întâmplat. Și sper ca noaptea să ai coșmaruri, să te zvârcoleaște în pat. Gata, îți spun adio, mi s-a terminat imașul. Oh shit, am uitat, cine se dea scrisoarea lui Nepoștașu? I-aș fi iubit dacă ai fi vrută, măi dragă, să-mi căvăsești iarba din ogradă, să-mi prășești 2-3 hectare, fiindcă vezi buruiana-i mare. Doamnelor și domnilor, trupa fără zahăr! Vă dau câte un microfon de vorbit înapoi, da? Mulțumesc frumos! Eu nu... A fost cu extra! Scoatem pe asta repede, repede, repede! Era cât pe ce. Opa, să nu mulțumesc că nu mă auzeam. Dați-mi voie să... A, nu v-am făcut cunoștință, dragi prieteni, el este Serge. Vă rog să-l aplaudați! Un personaj cu adevărat enigmatic. Dăm voie, salutare. Am venit să vă salut. Eu sunt microfonul legat de ureche direct. Da, așa intru eu. Da, el e mai modern, așa. Sunt în drum spre Shanghai, restaurantul chinezesc. Am venit doar să vă salut, să vă urez succes, să vă spun că îmi placeți foarte mult așa cum sunteți. Am mâncat de multe ori acolo și mi-a plăcut. Păi și eu sunt invitat acum. La revedere, Serge. Mulțumim. La revedere. Să ne aduci și nouă ceva. Ce faci cu toate astea? Pui de baltă. Cum să-ți explic? Am fost invitat, ei au fost de altfel foarte drăguți cu mine și m-au invitat la masă și m-am gândit să le gătesc și eu ceva, o specialitatea mea, specialitatea a la Serge. Specialitatea la Serge, cu toate astea? Păi da, m-am gândit că fiind restaurant chinezesc, poate nu au chiar toate ustensilele care le folosim noi în bucătărie. Serge, dar stai să spun o chestie, înțeleg că ești foarte grăbit, dar n-ai nevoie de toate astea la restaurant. De ce? Păi acolo au de toate, Serge. Bine, eu le las aici, să știi, dar chiar dacă mă duc să mănânc, să știi că lasă-le după emisiune Serge, vin înapoi. Aici, nu mă mai încurca. Cărut cu tot? La revedere. La revedere. Lasă-le aici. Păi, de capul meu. El intră de fiecare dată și strică toate momentele, așa. Zim poftă bună, te rog. Poftă bună? Cum adică poftă bună? Hai, stai puțin. Adică tu te duci să mănânci și eu sunt la treabă? Frumos din partea ta. Ne facem singuri mâncarea, dacă... Ne facem singuri mâncarea. Uite, apropo de obiecte, aș vrea să vă întreb. Știu că tu ai colaborat, Bobo, foarte mult cu Adamilea. Da. Mai mult decât atât, aveți și acum un proiect, nu? Ce se bazează pe obiecte, pe jucării. Pe jucării, da. Cum să cânți la jucării? Cum vine asta? E foarte simplu. E complicat, crede-mă. Trebuie să-ți regăsești copilul din tine. Trebuie să-ți găsești copilul din tine. Asta se trage de la cel micuț, nu? Da, categoric. Influența e clară, da. Intră și el în formație? Încă nu. Îl țin departe de viața publică, nu vreau să-l transform în vedetă. Deci nu vrei să-l transformi într-o Cleopatra Stratan, varianta masculină? Nu vreau să fiu Paul Stratan. Bobo așteaptă să fac eu o fetiță să ne încuscrim, probabil. Așa, și să facem trupă, adică noi să fac eu ca și Pavel Stratan. Un duet perfect, am înțeles. Dragilor, dacă tot avem obiectele astea pe care mi le-a adus Serge aici, nu știu de ce, hai să ne folosim de ele, eu zic. Vouă vă place mult improvizația. Adun 4 ouă. Poți să fac și eu ceva? Să-ți fac spumă. Avem un lighean. Alo. Da, Tudor. Să fac și eu ceva? Da, uite, perfect. Avem un lighean, avem, nu știu ce e ăsta. Ba da. Cu ăsta se desfac... Ia uitați ce sunet face, se desfac cutiile de bere. Nu cutiile, sticlele. Ești sigur că ăla nu e un blender? Nu, sigur. De ce are motor așa? Hai să facem o improvizație cu obiecte. Mai mult decât atât, să creăm un rit și pentru asta să se implice și prietenii noștri spectatori. Eu zic în felul următor, așezăm obiectele aici, chemăm din public 3 persoane. Ia să vedem. Una... Încă 2. Mă ajutați voi, Bobby, Bobo? Aduceți voi din public? Bobo. Sigur. Nu, acum facem. Facem poze. Încă 2 persoane. Perfect. Uite. Avem și fund aici și ciocan. Facem poză după, dar mai întâi ne filmăm. Pentru șnițele, ciocan. Așa, Bobo.
el o să vibreze, da? Cu obiectele astea, am să te rog pe tine să improvizezi cu această echipă fantastică, să facem un ritm special, să vedem dacă poate intra oricine în echipa fără zahăr. Ce ar trebui să facă? Deci, predau ștafeta, gata. Domnișoară, tu o să iei ciocanul pentru că să ai nevoie de el dacă te enervează. Poți să-i cânti direct în cap? Nu. Trebuie să-i protejezi în capul. Okay, mai ce grea e asta. Ia. Ok, tu vrei să ții asta? Voi probabil o să cântați la ciocan și fund. E foarte bine așa. O să stați mai aproape de microfon. Te rog să nu-i dai peste degete, da? Decât dacă te-ai enervat. O mai lași asta. Ia. Ține-l aici. Cine a spus, mă, că arta nu doare? Deci așa se joacă ei la concerte, să știți. Folosesc tot felul de obiecte de genul ăsta și fac un întreg show. Mai nou, Bobo ne spunea că va face un show cu jucării. Nu vrei să-ți dai tu cu ăsta în cap? Că măcar... Foarte bine. E frumos. Mă sună fain? Ia. Ajutăm și noi cu ceva? Haideți, doamnelor și domnilor și dumneavoastră, cu aplauze! După beat, da? Hai! That's right, that's right. Hai, ușor, toată lumea! Rugăm și regia acolo în spate să aplaude. Asta e, asta e. Ne mișcăm așa. Dacă se înregistrează, facem și un album la sfârșit. Chiki, chiki. Merge, merge, e foarte bine. Mai cu viață. Iarba din o gradă se-mi prășește. Două, trei hectare fântă vezi, boroiana-i moară. Cross Medio, fără zahăr și publicul nostru extraordinar, aplauze! Mulțumim! Mulțumim foarte mult, într-adevăr, un moment cu adevărat deosebit, doamnelor și domnilor. Să fac așa. Eu de acum acasă. O pun pe soacră mea să învețe să cânte la toate astea. Ai treabă. Păi asta vreau și la eu. La două dimineața, nu? În special să-și dea cu ibricul în cap. Cred... Eu oricum habar n-am ce să fac cu ele, așa că atunci când intru în bucătărie fac doar muzică. Asta vreau și eu să zic. Eu mă muzică și cartofi prăjiți. Asta eu îți fac și pentru gospodine, nu? Când se plictisesc de făcut mâncare, am ce face. Bobo este un muzician în bucătărie și bucătar în muzică. Perfect. Cum se putea mai bine? Dragilor, dacă tot ne jucăm și improvizăm, vreau să vă arăt și eu ceva. Am pregătit o surpriză. Voi știți ce e la beatbox, da? De multe ori sunt convins că ați avut momente în care ați colaborat cu beatboxer. Ei bine, vreau să vă... Nu? Da. Încă nu, dar... Nu se știe nu niciodată. Nu e niciodată târziu. Eu vreau să vă fac cunoștință cu un tânăr foarte talentat. Știe să facă și sunete cât de cât apropiate stilului fără zahăr. Și sunt sigur că o să vă placă foarte mult următorul moment. Îl invităm în scenă, în aplauze, pe Vlad Rusu, a.k.a. The Hostess. Bine v-am găsit. Hei, salut. Salut. Știu că ne-ai pregătit câteva surprize, dar înainte de toate, hai să le spunem și prietenilor noștri ce este ăla beatbox. Buții. Asta, Tudor, exact. Ciocane. Ce este beatboxul? Păi beatboxul este un mod de percuție vocală care a început în anii 70-80 și în România de-abia în 2012 a început să ia amploare. Percuție vocală, deci n-ai nevoie de niciun instrument. Nu, este totul organic. Sunt tare curios să te întreb. Totul organic. Oare ce stare era tipul ăla din anii 70 când s-a apucat el să facă treaba asta? Nu, era... Era bine bunicul, era bunicul Ștefan și încă n-avea bani de tobe.
Perfect. Și păi, zahăr. Hai să facem un felul următor. Du-te acolo lângă prietenii noștri, lângă Tudor și trupa Cross Medio. Dă microfonul la mine. Ți-a pregătit Tudor acolo un alt microfon. Urcă pe scaunel și hai să-i dăm drumul la o demonstrație, să vadă și prietenii noștri, spectatorii, ce înseamnă beatbox. Să vedeți cum se descurcă Vlad să facă beatbox. Aplauze! Hai să prindem curajul din preună, da? Parcă e Crazy Frog. I'm a fire in my laser. Vlad Rusu, doamnelor și domnilor, cum a fost chestia aia? Mai repet o dată cu vuvuzeaua, mai fă o dată. Doamne Dumnezeule, tare, nu? Foarte, foarte mișto. Talentat și da. Tocmai pentru că știam că e un băiat talentat. Poate facem o piesă dubstep împreună. Asta vreau și eu să vă propun. Îl avem pe Vlad Rusu, un foarte bun beatboxer. Tu ai participat și la un concurs național, da, nu? Da, este concursul național de beatbox care a fost făcut cu ajutorul lui Justin Supranelu și Ioana Lefter și a făcut posibil ca în România să fie cunoscut beatboxul. Pentru prima dată concurs în România, prima da? Dată și mai este și anul acesta și vă așteptăm la concurs și pe pagina noastră de Facebook Beatbox Battle. E clar. Uite, mă apuc de antrenament. Asta vreau și eu să vă zic. Sau poate aveți nevoie de Vlad în una din piesele voastre. Foarte bine. Așa. Bobby, așa hai începe, să facem altfel. Ce Bobby, părere mai ai? Trebuie să mergi la sală. Nu, că uite ce bine arată. Așa. Hai să facem altfel. Îl avem pe Vlad aici care ne va asigura coloana sonoră, acompaniat oarecum de tine la chitară, dacă ești de acord. Dumneavoastră, domnule ingenios scriitor de versuri comice, așa. Vă rog frumos să ne faceți o demonstrație live, să vadă și prietenii noștri cât de talentat sunteți în ale poantelor. Prietenii noștri, nu știu că cu fix 5 minute înainte de emisiune m-am așezat așa undeva pe o platformă și am încropit niște versuri așa mai de... Corect. Mai de serios, spun că... Păi hai să vedem atunci. Mă simțeam bine și îți mărturisesc că am aici niște versuri foarte, foarte curajoase. Și chiar mă gândeam, băi, nu vine nimeni cu beatbox să le cânt eu. Hai să-i dăm drumul. Să faceți o chestie în sincron, să ne meriți tempo. Exact, hai să începem. Începe Vlad, 85. Intră pe parcurs Bobo, no, hai că finalizează Bobby. Mai scade un pic tempo. Dă-i tu. Aia. Că la noi sunt multe versuri și trebuie să încapă toate. Eu te treci cu drii de aramă, ajungi la Palace Mall, dai neveste portofelul și deodată gata-i gol. Faci mașina în parcare, intri într-o tu și nu știi, frate, cum să nu-ți pierzi ochii printre atâtea prăvăli. Uite una cu bulendri, uite alta cu haleală, poate văd și vreun hairstyling s-o tut pe soacra cheală. Eu cu zâmbetul pe buzi, deschis la distracție, ia vă rog aplaudați cu multă satisfacție. Aplauze pentru Bobo și Bobby și Vlad Rusu. Vă mulțumesc, dragii mei, că m-ați asta acompaniat. Asta înseamnă improvizație live. Foarte pe bune, foarte hai să o facem. Hai să intre și Vlad într-o demonstrație, da, într-o cântare, odată. Ce facem? Ne concediem toboșarul? Știi să faci și bas? Știi să faci și bas? Nu. Știi să cânti precum Bobo? Nu cred, n-am așa talent. Doamnelor și domnilor, Vlad Rusu, mulțumim foarte mult! Era cât pe ce să mă descurc fără tine.
Felicitări. Ei bine, dragi prieteni, noi mergem mai departe. Trebuie să vă zic, Bobo și Bobby, mie mi s-a făcut o foame. Tot l-am văzut pe Serge care spunea că pleacă să mănânce și ție, nu? Unii muncesc, alții papă, nu-i nimic, noi recuperăm. Vreau să vă propun să vizionați un material realizat de colega mea Irina Stratulat, care a ajuns în restaurantul Shanghai. Vorbește despre cultura chinezească, despre gastronomia asiatică. O să fie foarte interesant să intre materialul. Irina! Hello, Lee. Hello, hello, welcome. Hello. Please come in. Thank you. Thank you. Ooh, Lee. Thank you, come. Thank you very much. Mulțumesc. Wow. Nu putea fi un restaurant chinezesc fără renumitul porțelan. Astea sunt într-adevăr niște piese unice, cred. Și un element feng shui. Auziți? E adevărat? Wow! Asta trebuie să fie renumitul salon cu tabloul. Ce masă frumoasă! Și dacă ați simțit și cum miroase... Lui... Mulțumesc. Ce foame mie. Dar cum să mănânc singură toate astea? Mi-ar trebui un companion. Serge? Mult mai bine așa. Sergiu, te rog să vii lângă mine. Dragii mei, ca orice restaurant care ține la tradiție, nu puteam să încheiem această minunată zi fără ritualul ceaiului. Suntem în salonul de ceai și l-am rugat pe Li să ne prepare un ceai după metoda tradițională chinezească. Prepararea ceaiului nu pare un lucru atât de simplu, nu prea seamănă cu ceea ce facem noi. După cum vedeți, dozajul este perfect calculat. Infuzia este ținută doar câteva secunde și operațiunea se repetă până se obține acea esență de ceai. Thank you! Minunat! Thank you, Lee! How do you say thank you in Chinese? Xie xie. Xie xie. Bu ke xi. Xie xie. O întreagă istorie și o cultură extraordinară este cea asiatică. Vorbim în paralelă, este un domn din China aici. Vă salut. Că jumătate din față e chinezească. Numai jumătate. Ați vrea să ajungeți în China? Dacă n-ați făcut-o până acum. Eu aș vrea să ajungă Bobo în China, de exemplu. Mi se pare normal. Nu m-am gândit niciodată, da, nu știu, bar n-am. În schimb, a ajuns China la noi de mult, să știți. Mi-aduceam aminte în pauză de o anecdotă în care în Londra un britanic și un chinez se plimbau. La un moment dat se vede steagul Marii Britanii.
englezul privește admirativ, chinezul la fel. Și? Și chinezul spune, uite ce drapel frumos. Băi, dar e a nostru. Ăsta este steagul Marii Britanii, da? Ia uite-te pe etichetă. Unde e Made făcut? In China. Vreau să vă demonstrez că și noi putem fi foarte veseli, foarte colorați. În următoarea noastră prezentare de modă este cea a magazinului LCY Kiki. Ținutele sunt asigurate de LCY Kiki, încălțămintea de Deichmann. Dacă suntem gata, să începem! It's fashion time! Aplauze, doamnelor și domnilor, aceste superbe ținute sunt asigurate de magazinul LCY Kiki de aici din Palace Mall. Încălțămintea by Deichmann. Un nou model, aplauze pentru Bobby! Would I lie to you? Do you think I give my love away? Would I lie? That's not the kind of game I play. I'm telling you, baby, you will never find another girl. And it's hard on mine. Du-te acolo, du-te, Tudor, du-te, du-te, du-te! Look into my eyes, can't you see that all been white? Would I lie to you, baby? Would I lie to you? Girl, you know it's you, 'cause there's no one else with you. Would I lie to you, baby? Would I lie to you? Going through my eyes, can't you see that all been white? Would I lie to you, baby? Would I lie to you? Girl, you know it's you. Ei bine, cum vă spuneam, ținutele asigurate de magazinul LCY Kiki, încălțămintea by Deichmann. Să mergem! Am dat seama că trebuie să învăț să mă îmbrac. Tu trebuia să intri la final ca designerul. Am făcut un lucrat. Culori vii, culori vesele. Foarte mișto. Îmi dau seama că trebuie să reînvăț să mă îmbrac. Dar o să merg și pe la ei, pe la magazine, să... Asta să nu-l iei cu tine, da. Exact, spuneam de culori, vorbeam de culori, de veselie, ceea ce propuneți și voi prin piesele voastre. Da, normal.
Aș fi foarte curios cum arată casa voastră, adică e la fel de haioasă precum sunteți voi, pe bune acum. La mea, mare. La mea arată bine, că am dat cu aspiratorul azi dimineață. E așa cum mi-am dorit. Cu un câine mare să o apere, cu trei pisici care să strice mobilierul. Și... caricaturi pe pereți, lucruri colorate, da? Eu am o poză cu mine pe perete. Da, și peste tot postere cu mine. Corect. Colorat. Din concerte. Ei bine, dragilor, vreau să vă spun că noi cunoaștem pe cineva care poate să citească gândurile fiecarei persoane. Și dacă vreți, și nevasta ta, două persoane, deci cunoaștem. Și dacă vreți să vă faceți modificări în locuință, vă spun eu că noi avem soluția perfectă pentru voi. Să o invităm în scenă pe Andreea Ivanciu, designer ISPAL. Bună, Andreea, ce faci? Ce ne-ai pregătit? Le-am pregătit o cameră pentru tineri, puțin grafică, puțin funky, colorată, veselă și pe măsură ce imaginile o să apară o să vă povestesc mai multe. Păi haideți să băgăm imaginile, pentru că într-adevăr Andreea a venit cu multe surprize și poate chiar a nimerit-o de data asta. Așa. Ia uite. Deci culori vesele, un concept foarte modern, un tapet grafic, cred că se potrivește cu ceea ce promovați voi ca și caricatură. Un covor, la fel, foarte vesel și tonic. Am folosit mobilier cu linii drepte și cu un MDF laminat, cu o textură grafică de lemn, lemnul clasic cu nuanțe de cirește, un lemn alb-negru. Așa, am folosit niște tapiserii, o să le vedem imediat. Toate acestea realizate de ISPAL, da? Exact. De asemenea, este o placare pe perete cu niște rame speciale interschimbabile, deci tot timpul se pot pune poze alb-negru cu voi. Cu și ramele le procurați voi? Cu și mine, ramele, da. Cu mine, poze, exact, cu mine. Poze. Ok, cu tine. Acolo văd un joc de darts. Exact. Acolo punem poza lui Bobo. Exact. Să tragi, sau nu, alu mama soacră. Voi jucați darts? Mama soacră 50 de puncte, Bobo e 20. Super. Putem ține evident. Mi se pare o cameră foarte veselă, optimistă și în care aș putea exact cu siguranță să creez. Exact, da, vă inspiră. Asta e, speram să mai ales că e geamul mare. Sunt niște placări acolo cu geamuri mari, am văzut. Exact, cu multă lumină. Să pătrundă lumina. Pentru că portocaliu are nevoie de lumină naturală ca să fie tonic. Și neapărat pe fereastră să se vadă multe fete. Exact. Mie îmi trebuie multe mașinuțe pe jos să calc. Poftim? Mie îmi trebuie multe mașinuțe pe jos să calc. Multe mașinuțe, super. Așa se obișnuie. Acolo, în acea zonă, este patul, într-o nișă cu niște placări cu tapiserii, pentru a fi mai comod, pentru a fi mai modern. De asemenea, am folosit textile cu grafică pe ele și culori vii, culori foarte vii. Observ că dulapul este foarte, foarte mare. Da. Tu te-ai gândit să-i bagi pe amândoi în aceeași cameră sau de ce? Nu, eu ca femeie m-am gândit că e nevoie de un dulap foarte mare. O să doarmă pe hol într-o canapea. Cu patru suprapuse. Da. Patul este destul de mare, zic eu, și e intim în același timp, fiind într-o nișă. Ceea ce am văzut noi pe pereți este tapet, da? Este tapet și în același timp avem placări. Placări cu tapiserii, care iarăși ISPAL le poate face cu maxim succes. Tapiserii care iar se pot personaliza în funcție de culori. Dacă vreți, se poate face tapiserie chiar cu print. Print de poză, print de model, grafică, orice. Mama soacră? Și mama soacră. Pe spatele dulapului. Sigur. Sau eu cred pat. Că până la urmă tu vei apela la designera noastră, la Andreea sau la firma ISPAL, dar cu o cameră personalizată ISPAL, pentru mama soacră, da? De firma ISPAL am auzit acum foarte multă vreme, numai de bine, să știi. Și încă o nu că aș vrea să-mi fac ei vreo noptieră, dar știu că se lucrează de o bună calitate acolo. Ei bine, sper că v-a plăcut surpriza noastră. Am și o întrebare, două demisii. Vă cunosc de atâta ani de zile, de atâția ani de zile, totuși vreau să știu și eu de ce vă luați doar de mama soacră. De tata soacră e mai bun la bătaie. Cum? Că n-am înțeles. E mai ușor să se ia de mama soacră. Tata soacră e mai bun la bătaie. Îl băgăm în dulap. Mă tem. Mama soacră dă mai ușor. Da. Doamnelor și domnilor, îi mulțumim foarte mult lui Andreea Ivanciu, designerul nostru ISPAL. Ne vedem data viitoare. Mulțumim. Mulțumim. Oh, it's in forever, so.
up today. All the lonely hearts alone, them caught a plane and flew away. All the best women are married, all the handsome men are gay. You feel the pride. Yeah, are you the question in your sights? Is the hammer in the tumor on the backs under your eyes? Do you live, that's when you sit? Are you catching all the bit when you survive? You must survive when there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been trying to find a love supreme. Pardon in a life to abuse and to adore. Is this lovely tubby stuff? Or do you need a bit of rub? Get on your knees. Yeah, turn down the love songs that you hear, cause you can't avoid the sentiment that echo in your ear. Saying love will stop the pain, say you'll kill it, kill the fear. Do you believe? You must believe. Bringing you down. All the places you have been trying to find a love supreme, a love supreme. Bringing you down. All the places you have been trying to find a love supreme, a love supreme. Fiecare are nevoie de un loc al său unde să se simtă ca acasă. Pentru mine acum Penta e acasă. Vino și tu să ne spunem bună dimineața al vecine. Promit că nu o să mă apuce cântatul pe la două noaptea. Vino la Penta Rezidențial în perioada 10 martie 10 iunie 2013, vizitează apartamentele și poți câștiga o tabletă AllView. Iar dacă achiziționezi un apartament, poți câștiga o excursie pentru două persoane la Viena. Emisiune sponsorizată de Palace Mall. Dragi telespectatori, bun găsit la o nouă întâlnire cu Sidonia Susanu, deja prietena emisiunii noastre. Ne vedem pentru a doua oară și tocmai vorbeam că subscriem întru totul și noi spunem fără zahăr, Bobo, Bobby, oricât de mult v-am iubi, viața este mult mai sănătoasă pentru noi femeile, dar pentru noi toți în general, fără zahăr. Cred că Sidonia a subscris și tu la această idee. Este subscriu întru totul. Multe dintre noi ar constata că fără zahăr viața nu este chiar așa de amară cum credem. Da, cu toate că nu ești medic nutriționist și tu te confrunți ca specialist în chirurgie plastică și reconstructivă. Să repetăm acest lucru pentru cei care n-au văzut prima ediție a rubricii noastre din cadrul emisiunii Deschis la distracție. Să spunem așadar că ești medic specialist în chirurgie plastică și reconstructivă și cu toate acestea, cred că ai și tu suficiente cazuri de doamne, domnișoare, care ți se adresează tocmai pentru că au consumat zahăr în exces. Așa, Irina, pot să spun că o mare parte din patologia ramurii de chirurgie estetică din chirurgia plastică se datorează consumului excesiv de zahăr. Fie zahăr rafinat, fie zahăr sub forma sa de depozit amidonul, în orice variație.
Aceasta înseamnă obezitate sau depuneri de grăsime localizată în anumite regiuni ale corpului, așa numitele aripioare, pachetele, gambe îngroșate, brațe îngroșate, care evident au ca soluție fie dieta, regimul sau tratamentul chirurgical de liposucție. Da, am văzut foarte multe doamne care se plâng chiar și de zona genunchilor, acolo unde se formează acele pernuțe inestetice. În același timp, vreau să dărâmăm un mit. Multe femei spun, nu mănânc zahăr, nu mănânc dulciuri și totuși mă îngraș. Există o predispoziție, există organisme, tipologii diferite, sunt persoane care asimilează acest zahăr mai rapid, altele mai lent, altele mai mult. Evident, în afara faptului binecunoscut că doar apa și aerul nu îngrașă, este adevărat că fiecare dintre noi are o predispoziție genetică de a depune grăsime în anumite regiuni ale corpului și uneori complet neproporțional, în sensul că anumite persoane se pot îngrășa doar în regiunea inferioară a corpului și acesta este cel mai frecvent tip întâlnit în Europa, este tipul ginoid, cu grăsime la nivelul coapsei, genunchilor, uneori și a gambelor. Sunt persoane extrem de slabe și chiar am rămas foarte surprinsă să văd persoane de 50 de kilograme, 47 de kilograme cu depozite de grăsime pe fața internă a genunchilor, pe fața internă a coapselor, pe fețe laterale ale șoldurilor, deși restul corpului era absolut perfect. Așadar, putem vorbi de tipologii. Ai văzut că în emisiunea noastră deschis la distracție, noi promovăm sportul în toate formele sale și de aceea vreau să menționăm că indiferent de procedura, de terapia la care totuși ne hotărâm să aderăm, avem nevoie de sport și cred că este nevoie de sport chiar și după ce am recurs la o astfel de terapie. Sigur, sigur că da. În general se recomandă unei persoane care vrea să slăbească a începe prin exerciții fizice și dietă, iar surplusul de grăsime care nu poate fi îndepărtat prin acest program medical până la urmă toată, să beneficieze de tratament chirurgical. Da, și spunem în ce constă această liposucție, pentru că am văzut și cazuri mai puțin fericite și femeile sunt puțin speriate. Liposucția, așa cum se înțelege și din definiție, din numele ei, este o procedură prin care se aspiră grăsimea. Cum? Practic, mai cu ajutorul unui dispozitiv. Da, este un dispozitiv foarte simplu, format dintr-un aparat care formează un vid, care ajută la îndepărtarea grăsimii și o canulă prin care se aspiră efectiv grăsimea din interiorul organismului imediat de sub piele. Este foarte simplu, mai întâi se injectează o soluție care ajută atât la prevenirea pierderilor de sânge, cât și la oprirea durerilor sau practic la anestezie, după care soluția respectivă împreună cu grăsimea care se tașează prin intermediul vidului sunt aspirate în aparat. Și pacientul se ridică pur și simplu de pe masă și pleacă acasă liniștit? Da, bine, în funcție și de durata procedurii, în maxim 2 ore de la încetarea procedurii, pleacă liniștit acasă. Există dureri ulterioare? Câtă vreme există lichidul anestezic? Nu. Primele 24 de ore pacienta nu are absolut niciun fel de durere. După aceea, datorită traumatismului în sine, datorită edemului, datorită pierderilor de sânge de la nivelul lipoaspirației, există niște dureri moderate, aș putea spune, care sunt relativ bine suportate de paciente și combătute cu medicația antalgică. Da. Practic, nicio pacientă nu s-a plâns că ar fi dureri de nesuportat sau că ar fi avut reacții adverse sau... Da, Sidonia, întâlnirea noastră de astăzi se apropie de sfârșit. Eu îți mulțumesc foarte mult. În emisiunile viitoare vom veni cu subiecte noi și sper la fel de interesante, nu numai pentru doamne, ci promitem că ne vom ocupa și de domni și pentru că vorbim de domni, propun să dăm legătura la colegii noștri din platou să vedem ce surprize a mai pregătit Vlad celor de la Fără Zahăr. Pe săptămâna viitoare.
Yo, man, come and listen to the new sound of love. This is the Logo Logo. Logo 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 Logo. Logo 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 Logo. Eu, soțul lui Măriț, așa amândoi muncim cu sport. Atât ziua Logo Logo ca să facem un ficior. După care stăm o leacă, fac vreo 20 de cruci și mă rog la testul Barza să-mi arate două dungi. Dacă dunga-i numai una, nu-i nicio supărare. Eu și cu Mărița facem Logo Logo în continuare. Treaba cu copii nu-i deloc ușoară. Sunt constrâns la Logo Logo dimineață până în sară. Bonjour, mes enfants, je m'appelle Sander. J'aime beaucoup le caramel. Ma femme Maritza, elle est très belle. On fait Logo Logo pour un bébé. Logo 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 Logo. Eu cu Maritza mea. Logo 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 Logo. I love Maritza mea. Logo 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 Logo. Eu cu Maritza mea. Logo 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 Logo. I love Maritza. Eu cu Maritza ne înțelegem de minune. Marița îmi spune ce să fac și eu fac ce îmi spune. Să nu înțelegeți că n-aș fi un soț independent, dar la comanda Logo Logo mă supun urgent. E dreptul meu să merg în fiecare sâmbătă la meci, dar dacă îmi sună telefonul mi se spune trebuie să pleci în 5 minute, mă prezint la datorie, da, da. Că doar nu poți să faci copii prin telepatie. Bonjour mes enfants, je m'appelle Sander. J'aime beaucoup le caramel. Ma femme Maritza, elle est très belle. On fait Logo Logo pour un bébé. Logo 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 Logo. Eu cu Maritza mea. Logo 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 Logo. I love Maritza mea. Logo 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 Logo. Eu cu Maritza mea. Logo 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 Logo. I love Maritza. Vă sunt dator cu explicație. Nu vreau să par vulgar, însă cuvântul Logo Logo nu-l găsiți în dicționar. Cine n-o trecut prin asta n-are cum să știe. Dar Logo Logo înseamnă termometru și calendar. Eu aș vrea un fotbalist mic, dar șefa vrea fetițe. S-o îmbrace în rochițe, s-o facă doctorița. Cum vă rog să mă scuzați, dar trebuie să o șterg de grabă. Marița îmi face semni că avem puțină treabă. Bonjour mes enfants, je m'appelle Sandel. J'aime beaucoup le caramel. Ma femme Maritza, elle est très belle. On fait Logo Logo pour un bébé. Logo 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 Logo. Eu cu Maritza mea. Logo 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 Logo. Și cu Maritza ta. Logo 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 Logo. I love Maritza mea. Logo 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 Logo. Eu cu Maritza mea. La 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 la. La 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 la. Aplauze pentru Pavarotti de România și Andrea Bocelli, fără zahăr ai noștri. Păcat că n-ați venit și cu Maritza. Palace Mall acum. E la plimbare pe aici, la shopping, am înțeles. Voi faceți și sport câteodată? Îți dau microfonul ăsta la alt. Ia zi, face sport câteodată? Ăsta e microfonul de răspuns pozitiv, știi? Da, mai facem câteodată și sport. Da, Bobby pescuiește. Ăsta nu e sport, e ghinion, nu. Facem sport în sensul că mai alergăm așa prin curte, facem flotări să ne menținem în formă. Dacă mă uit la televizor, la fotbal, se cheamă că fac sport? E sport de canapea, nu știu, nu se pune. Și eu fac tracțiune la piept cu fiul meu. Hai să te îmbrac, hai, vină în car, car aspiratorul, pentru mama sacră. E foarte bine, e important să facem sport. Ați auzit de fitball? Și mai am momente când încerc să împing de la balcon. Ăsta e sport? Ăsta nu cred că e sport. E tentativă de crimă, nu? Ăsta poate fi fitball, ceea ce vorbim noi acum, dar trebuie să aflăm dacă atunci când vrei să împingi soacra de la balcon e fitball sau nu. O să ne spună prietenii noștri și mai exact Adriana este instructor Club Moving. Să-i spunem bine a venit lui Adriana! Ziua! Ce faci, Adriana? Bine, foarte bine. Pregătită, sportivă. Pregătită, cu tonifere și pentru băieții de la Fără Zahăr. Pentru că am auzit că i-ați întrebat ce este fitball. Și vreau să le răspund la întrebare, că este o clasă de aerobic în care tonifiem toate grupele musculare cu ajutorul mingii. Dacă vreți, puteți, aveți și două mingi și puteți lucra alături de noi. Deci nu stăm să ne uităm la fotbal la televizor, da? Pe canapea. Nu, nu, nu. Trebuie să ne implicăm. Nu, 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 nu este o minge de fotbal, este o minge medicinală.
cu care putem lucra atât exerciții statice cât și exerciții dinamice. Eu am ales mai multe exerciții dinamice ca să nu ne plictisim. Păi hai să intre mingile, să intre mingile. O să intre colegii mei. Mingile. Aplauze, doamnelor și domnilor! Vreau să te întreb dacă mingile astea le putem cumpăra fără prescripție medicală, că aici că sunt... Da. Da? Cam așa arată, pe culoare albastru, că noi suntem mai... Păi, putem pentru că juca băiatul să-ți recomand una verde mai mare. Am înțeles. Fetele au o minge mai mică, portocalie. Păstrați și mie una, că vin și eu la voi și... De asta întrebam. Da, vreau să mai văd o dată faza asta, antrenamentul lor. Ia uitați aici, Bobo și Bobby se pregătesc, da? Așa. Bobby și Bobo se pregătesc, avem și mingi. Trebuie să implicăm, dragi prieteni, și pe spectatorii noștri. Să știți că am pregătit vouchere de la Club Moving și Intersport. Cine intră în demonstrație va primi cadouri din partea noastră. Avem nevoie de o persoană. Aș veni și eu, da. Hai să vedem cine se implică în demonstrația noastră. Curaj! Hai că vin eu, dacă... Nu? Merge cine, vine Tudor. Cineva cu mine. Hai că găsesc eu, da, găsesc eu pe cineva. Nu eu, mă, nu. Așa, ia tu pe eu cineva. Mă duc la sală, acolo. Bună. Hai să vedem pe cine. Băiat sau fată, contează? Fată, dragă, nu fi tristă. Pe cine? Hai, fă coare. A intrat, vă rog să o aplaudați. Așa facem noi aici. Hai, cu intrare, băieții, cu tremol, cu de toate. Să-i dăm drumul. Doamne și domnilor, aplauze! Ăsta rămâne la mine. Ia uite că dăm drumul, fii atent. Intrăm în demonstrație. Bobby intră și el acolo. Eu cu Bobo comentăm, da? Să-i dăm drumul, it's moving! Sunteți pregătiți, da? Țineți abdomenul încordat, o să avem puțină încălzire. Sus, balans. Se descurcă? Sus. Domnul Bobby. Sus. 4. Simplu, balans. Simplu. Nu uitați să țineți abdomenul încordat, să lucrăm foarte bine abdomenul. Două. Genul simplu. Apăs. Ne tonifiem foarte bine coapsele. Și nu în ultimul rând fețierul. Apăs. Ridicare de picior. Și întind foarte bine. Sus. Sus. Întindem. Hai, Bobby, că te descurci bine. Pandăm alternativ. Pandăm. Bobo, și tu faci așa cu puștul? Nu uitați de abdomen, da? Tu faci așa cu puștul, nu? Încă puțin. Ultima. Pulsăm cu dreptul. Ne încălzim foarte bine, apăsăm. Schimbarea o vreau într-o ușoară ridicare. Ne ridicăm. Apăs. Vin ușor pe genul. Apăs. Și sunteți pregătiți pentru întărirea spatelui și pieptului. Ne așezăm ușor pe minge. Ne așezăm. Avem ușor mingea pe coapsă. Spatele drept. Cobor ușor. Cobor. N-a uitat de abdomen, da? Cobor. Încă puțin, da? Hai, tati, hai! Curaj! Ultima! Bazil, aici, te rog, frumos! Uite aici, stăm Bazil! Pe minge. Se descurcă foarte cine bine! Cine pregătim de fesier, da? Al nostru! Ridic dreptul sus! Doar drept! Lucrăm fesier! Doar piciorul drept! Sus! Aici că mai aveți forță, dar nu ați obosit? Bobo, eu zic să-i facem un cu vârf acolo, nu? Ultima! Schimbăm piciorul sus. Întindem bine piciorul sus. Haideți că vă mai rămas doar 4, da? 4 3
două, revenim ușor și ne pregătim de abdomen. Ne așezăm ușor pe spate. Hai, Bobby, curaj că-i măturat. Puneți abdomenul încordat. V-ați așezat, da? Ridic ușor sus. Hai, nu pot să cred că face și Bobby asta. Ridic. Aoleu. Apăsare în abdomen, da? Vreau să simțiți abdomenul sus. Hai că mai aveți. Încă 4. 3. 2. Ne luăm mingea în mână. Menținem. Întind foarte bine picioarele. La mână, Bobby. O să lucrăm puțin cu axa. În 2 ușor genunchi. Rămas înțepenit acolo, de-aia nu mai poate. Ce? Rămas înțepenit acolo, de-aia nu mai poate. În 2. Este un gel specific. În 2. Haideți că vreau să simțiți abdomenul. Încă 4. 3. 2. Rămânem acolo. Oblici sau pe dreapta. Schimbăți pe stânga. Și rapide, da? Dreapta, stânga. Apăs. Apăs, apăs. Hai că mai aveți maxim puțin. Ești bine? Da? Ești bine? 4. Ești ok, da? 2. Și sus. Menținem. Ultima. Mențin ca acolo. Și ne-am relaxat ușor. Să vă fie de bine. Și ne întâlnim data viitoare, da? Aplauze pentru demonstrația noastră de fitness. Fitball, Adriana, da? Așa se cheamă. Da. Mulțumim foarte mult celor implicați. Iau câștigat, vino lângă mine, te rog. Haideți, haideți, și în telefon astăzi premiu. Așa, veniți încoace. Îți mulțumesc foarte mult că l-ai ajutat lui Bobby să mai slăbească puțin. De acum o să poată căra instrumentele mai ușor la concert. Au câștigat câte un voucher cu reducere 20% de la magazinul nostru partener Intersport. Le mulțumim foarte mult. Totul e din abdomen, să știi. M-am descurcat de minune. Mai poți? Da, da, da. Arătai ca un broscoi, știi? Când se dă pe minge, știi, broscoi e primăvara când își umflă gușa. Exact, da, da, așa da. Erai, da. Eu nu știu, eu am obosit. Mi s-a făcut și foame. Tu nu mi-ai spus că ne-ai invitat, nu ne-ai spus că ne pui să facem sport în halul ăsta. Acum mai cheamă mult... și pe cineva cu arte marțiale să, să facem. Păi nu-i vorba de arte marțiale, am înțeles că a luat-o la fugă Serge, fuge acum prin Palace Mall pe aici, nu știu ce face, trebuie să vedem, da? Regia îmi spune că Serge se află într-un loc special. Ia să vedem. Căutând ceva special. Hai să vedem despre ce e vorba, să intre materialul. Bună ziua! Bună ziua! La noi este și mai bună la Animax pentru că noi avem de toate. Serios? Minunat! Păi atunci, nu știu, un suc de portocale cu lămâie și dacă se poate rece, da? Mulțumesc! Dar ce animăluț aveți de bea suc de portocale cu felii de lămâie? Nici un animăluț, bănișoară, eu sunt animăluțul. Adică ați spus că aveți tot ce am nevoie și da, m-am gândit la un suc de portocale pentru că mi-e sete. Noi avem de toate, dar nu pentru dumneavoastră, ci pentru animalul dumneavoastră de companie. Deci, cu ce vă pot fi de folos? Domnișoară, caut două animăluțe drăgălașe. Două animăluțe să fie și jucăușe, să le pot face și cadou și să fie energice, adică să poată participa și la un concurs. Un concurs? Cu cine? Păi, între ele. A, vreți să vă jucați cu ele? Păi, avem căței. Uitați. Da, e cam micuț. Altceva? Uitați, avem veverița Dingu, care este foarte, foarte, foarte drăguță și trece cam între 7 și 10 ani, o minunăție. Sunt cam dificile, nu? Aș prefera ceva mai lent. Să alerge, dar mai încet. Atunci o bruscuță. Uitați. Nu știu, dar e vie. Dar logic că e vie. Și nu mușcă? Nu mușcă. Poate mușcă dintr-un crevete uscat, dar doar dacă e foame. Da, știți ce? Aș prefera ceva totuși să fugă. Mai încet, dar să fugă. Hamster?
am set. Uitați, uitați ce frumos sunt. Ah, ce drăguței. Ăștia, ce frumos sunt. De ce mănâncă? Uitați, cereale, semințe, fructe uscate, le face bine la blăniță și la dințișori. Numai să aveți puțin grijă, rod cam tot. Ăsta e, îl iau. Perfect, atunci o să vă trebuiască, uitați, o cușcă și rumeguș și avem și cu aromă de lămâie și o roată să se antreneze. Să se antreneze pentru ce? Concurs. A, da, exact. Păi, asta e tot? Asta e tot. Se vede că Serja nostru e destul de năstrușnic. A găsit el ceva acolo. Ai fost la ispal? Dacă mă ajută și băieții puțin, cu puțină hai muzică. Ia. Nu, 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 cu muzică, cu muzică. Ei trebuie să scoată. Ce asta? E pentru voi? E... Ce drăguț sunt! Vai, cât de tare! O surpriză pentru voi! Ce aveți? Ce e acolo, Serge? The Dark Side și... Aici am ceva pentru un concurs care îl propun. Ia să vedem, eu am să aranjez totul. Uitați și mănuși, ca să-i manevrați cu grijă. Deși eu vă recomand să... pregătiți și mănuși? Vă recomand să îi luați în mână, cu siguranță că nu vă mușcă. Facem un concurs cu ei, nu? Uitați, avem câte o mănușă. Pisica mea nu a mâncat astăzi. Nu, 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 nu-i dăm la pisici, îi folosim pentru un concurs. Bobo, ai și tu o mănușă, dă-i la mine, așa, de, lasă-i jos. Ce hai să punem mănușile. Ăsta negru e urât. Ne pregătește și un traseu aici, Serge, cred. Ăla negru seamănă cu... Da, foarte clar. Un circuit. Scoatem hamsterii, aveți onoarea. Tu ești nebun la cap. Care e cu albul și care e cu hamsterul cu negru, ia să vedem. Fii? Eu cu albul, ăla negru e urât. Așa, puneți mănușă. Că mușcă. Nu, mușcă, trebuie să vă spun că cel negru e mascul și cea albă este o domnișoară. Da, cum se deschide? Am știut eu. Bobo ce a ales. Am știut eu, da. Cum? Dar și mănușa asta e de damă. Uite așa se deschide. Care mușcă mai tare? Nu-mi cape. Deci, ăsta e traseul, să vă spun regulile, foarte repede. Reguli simple, nu aveți voie să mușcați, valabil și pentru deci, hamsteri. Deci dacă, dacă mă muști, ai încurcat-o ca mănușă de mână, da? Suța, hai. Da, ce frumos e. Reguli, Sergiu. Așa, reguli. Bobby, fără mușcături. Ai două secunde să-mi spui cu cine fără înseamnă. Îmbrânceli. Puteți folosi mâncare. O să aducem niște lucruri cu care voi să-i momiți. Exact, imediat. Pentru că ar fi păcat. Dacă tot începem o competiție cu hamsteri, haideți să vedem. V-am pregătit două tăvițe să intre domnișoarele noastre. Nu seamănă cu sacră. Are o ușiță mai mare, că nu pot să o prind. Așa, să știți că ne place foarte mult salata, alunele, morcovul, berea în cantități foarte mici și doar pentru încurajare, da? Am înțeles. Nu poți, luptați cinstit și respect. Vă las. Din contra plecăm? Așa, deci avem, doamnelor și domnilor, avem doi hamster, da? Săraca ce om. Ei trebuie, Bobo, făcut. Fiți atenți, ei trebuie antrenați. Așa. Avem aici materiale ajutătoare, alune, bere. Stai așa, dar unde să o pun ca să mă pierd? Pentru ce e berea? Morcov. Știți cum mănușa e pentru el, mă. Varză. Mănușa e pentru el, nu pentru microfon. Și ciocolată. Frumoasă, tu să nu pleci de aici. Aoleu. Ei trebuie antrenați mai întâi. Intrăm în momentul de antrenament, după care trebuie să-i momiți cu aceste accesorii, da? Eu o să-l antrenez lucrând la psihic. Avem câte 30 de secunde de încurajare. Nu, 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 nu. Bobby, ridică-l. 30 de secunde, trebuie să îi dai un sfat așa de încurajare și apoi, apoi Bobo. Să-i dăm drumul, începe Bobby. Ce nume îi punem la ăsta? Vlad? Nu. Dexter. Dexter. Deci, Dexter, fii atent aici, să uită o țară întreagă la tine, un oraș întreg, care te aplaudă acum. Și... Bine, da. Te roagă să nu mă muști. Să fii bărbat, adevărat, să fugi pântea mama ciorilor. Ce faci, Dexter? Am fost plecat? Și lasă-mă pe mine să beau berea. Ok, mulțumim, Bobby. Luăm, predăm legătura lui Bobo, să vedem ce îi spune Bobo hamsterului lui. Ia să vedem. A mea e deșteaptă, vrea să fugă. Știe ce o așteaptă. Stai tu. Stai că fuge. Așa. E destul de grăbit, da. Suța, fii atentă.
Trebuie să-l batem pe Bobby. Trebuie să-i arătăm supremația sexului feminin. Ai înțeles? Opa. Uite, fii atentă ce ai aici. Ciocolată. Ciocolată. Ok. Ciocolată cu bere. Încălzirea a început. Bobby, hai lângă noi. Da. Să nu sar de acolo, da? Îi punem puțin la antrenament aici în roticele, da? Uite, avem roticele speciale. Îi punem la încălzire. Hai să te ajut. Uite aici, Bobo. Aici. Ia. Băi, trecem la rotiță. Alo. Ia, șezi pe roată. Dexter, se hai pare tuța. Că a luat-o înainte. S-a uitat prea mult la Prison Break, știi? Hai, tuța, mergi. Da, nu prea le interesează rotița, fiată. Nu prea interesează, da? Au făcut încălzirea deja și se pare că Dexter e foarte grăbit. Ok, atunci hai să-i aducem înapoi. Niște urme, mă. Hai să-i aducem înapoi, eu iau rotițele. Pe acordurile cross-medio. Hai la tata. Ne legăm puțin de accesoriile noastre. Voi o să vă decideți. Dacă folosim ciocolată, dacă folosim morcov, dacă folosim varză, cine parcurge trei distanțe, da? Trei distanțe, de trei ori, este declarat câștigător. Hai că nu mai are răbdare. Sunteți pregătiți? Uite-te la mine. Trei. Îl punem acolo, stați puțin, îl punem acolo și ne folosim de accesoriile de pe măsuțe, da? Să dăm drumul sau avem un semn? Atenție! 3, 2, 1, competiția începe! Hai, Dexter, hai că poți, tati! Ești cel mai bun! Dar asta nu era pentru tine, era pentru hamster berea. Aoleu! Ia uite! Dexter, nu mă poate răs, tati! Nu pleca înapoi, că noi vedem. Aici, în partea asta. Uite ce rapid este a lui Bobby. Păi nu, Bobby, acum haideți, doamnelor și domnilor, să auzim în partea asta Bobby, gălăgie, aplauze pentru Bobby. Partea cealaltă, Bobo! Ia cu ciocolată. Hai, fata, tati, hai. Hai la salată. Ia cu salată, tata. Bravo! Câte ture are? Câte ture are Dexter? Hai înapoi. Una jumate. Una jumate. Înapoi cu morcov. Fii atent. Bobo, stă mai bine cu două. Cum o cheamă? Tsuța. Hai, Tsuța. Hai cu tata. Hai la morcov. Hai la morcov. Dar tu ai mâncat și ciocolata? Hai, vino cu acea. Dexter! Îți dau și ciocolata. Uite ce merg mustățile, fii atent. Acum știi ce faci. A făcut o cursă. Hai înapoi. Bobo, vezi că Bobi îți mănâncă ciocolata, ai grijă. Bobi, eu zic să sufli spre el. El vine, știi? Dexter, hai cu tucuțul, hai. Nu te du înapoi, tu, vină cu alună. Ia cu alună, doar. Aici, că-ți dau morcovel. Bravo. Hai la morcovel. Hai la morcovel, să nu pleci. Cât mai avem? Să nu pleci, să nu mă lași. O tură mai are Bobi. Înțeles? Hai. O tură jumătate, Bobo. Hai, băiatul, hai. Fată, Bobo mai are jumătate de tură. Uite, îți făcut două ture jumătate până acum eu. Atât. Dexter. Așa, și acum înapoi, gata. Băi, ai câștigat sau încă nu? A făcut una jumate. Doamnelor și domnilor, avem un câștigător, se întreaptă acum. A făcut trei. Câștigătorul nostru, Bobby și hamsterul său. Dexter. S-a intimidat, Suța. Hai să-i punem la loc, vă ajut eu, da? Aducem cușca. Bobby, tu mai mâncat ciocolata, și cureaua lată. Doamnelor și domnilor, un gol de aplauze pentru Dexter și Bobby, da? Câștigătorul nostru, câștigătorii noștri de la această competiție. Bobby, Bobo, mai ai de lucrat un pic? Am, da. Da. Ce? Dar știi că așa, doamnele, domnișoare... Eu sunt mai milos, așa, nu? A venit și Serj, se retrage și Serj. Problema n-a fost greu, nu? Când îl lași pe Bobo singur cu o fată, îi place asta să ia treburile mai încet, așa, mai lejer, știi? E mai lung preludiul. Fuge, da. Noi băieți, între noi, imediat, pac. Pât. Am câștigat. Și am dat alună, i-am dat bere, l-a motivat. Păi asta, că tu trebuia să sufli spre el, că el vinea oricum după respirație. Cred că am dezamăgit-o eu pe ea. Am băut și aseară, mă, și dacă îi suflam, leșinam. Dar care crezi că a fost dezavantajul? Ce, drăguți, frumoșilor, v-aș lua acasă, da, în pisică. Poate pentru că Bobby... Te aud. Poate pentru că Bobby a gustat din bere și poate... Nu, păi n-auzi că a băut și aseară. I s-a transmis telepatic. Eu stau la bloc, Bobby stă la curte. Cred că am mai văzut șoareci până acum. Am mai mâncat din ăștia, da. Am mai fugărit niște șoareci până la curte. Important e să acceptăm înfrângerea cu demnitate. Experiență, da? Acceptăm înfrângerea cu demnitate. Corect, da, asta e. Am fost mai bun. Ai fost, da. Am avut un șoarece mai rapid. Pentru 10 minute ai fost mai bun. Șoarecele lui Bobby e mai rapid decât șoarecele lui Bobo. În seara asta. În schimb, pisica care e mai rapidă? Tu ai pisică, da? Eu am trei. Bobo are două. Și care sunt mai fâșnețe? Nu mai am două, că una s-a dus la Dorohoi. Eu am una.
Una, am înțeles. Una, dar care le face pe toate trei a lui Bobby. Da, cel mai tare, da, știi cine zgârie, nu? Nu. Mă masacră. Am înțeles, aceeași problemă. Ei bine, dacă tot am avut această competiție cu animale... A și transpirat, a dat tot din el, știi? Da. Chiar s-a implicat Bobby, am văzut. Eu spun să-i mai încântăm o dată pe prietenii noștri cu o nouă melodie. Să termină lunele. Tudor, dacă mă ajuți cu stativul. Yes, sir. În interpretarea chitaristului proaspăt câștigător la concursului de cel mai rapid șobolan din Palace Mall, o să ascultați un cântec simplu despre noi, despre vaci și despre boi și din Dorohoi. Aplauze fără zahăr! De treci codri, de treci codri de aramă, de departe vezi arzând fosta casa lui bunicu și pe el auzurlând. L-am rugat de atâtea ori să-mi dea actele pe casă, dar el nu vreau să mă asculte și-i țin oașa să mă iasă. M-au luat flama de cusară la căminul cultural, când după o zi de coasă am mers cu mândra mea la bal. Mi-au dat un chil de țuică să-i dau mândra cu împrumut, oricum eram prea mangă și n-aș fi putut. Sară nebuniți vecinii cu găleți de apă în mână, eu le zic că nu mi se aide și le arăt că am fântână și strâx, mă las în pace, aruncând prin topor care taie o babă în două și la alta. Mă dismă deodată brusc, nu știu fumul de unde vine, intru în casă, dar bunicu nu o să zâmbi foarte bine. Îmi pare rău de ce-am făcut și regret și vreau să mor și am chemat televiziunea să mă tai în fața lor. Cântecul ăsta e despre noi, e un cântec simplu despre vaci și boi, de lansate cu căruțe colorate, care trec țigan și cântă pe la spate. Cântecul ăsta e despre noi, e un cântec simplu despre vaci și boi, de lansate cu căruțe colorate, de care trec țigani și cântă pe la spate. Un cântec simplu despre noi, despre vaci, despre boi, despre Dorohoi, despre Palace Mall. Urmează strofa 2. Mie-mi place! Place satul meu că se întâmplă lucruri bune, avem și televizor. Nu e așa de rupt de lumițața floare, spre exemplu, îi vedete pro TV, Cătălin Radu Tănase sta de vorbă cu ei. În fiecare săptămână vin reporter și o filmează că din două în două zile un nepot o violează. L-am văzut și mai de une la știri la televizor. O tăiat o babă în două și la alta un chicior. O chema televiziunea ca să vină să-l filmeze și plângând a scos cuțitul și a început să cresteze. Cel mai mult m-am bucurat când a venit din dragoste. Am vorbit cu Mircea Radu și mi-a zis și mie. O venit și de la iartă-mă la noi la poartă odată cu un buchet de flori albastre pentru mama, de la tata. Și s-a bucurat mămica că erau tare frumoase. Și s-a bucurat și calul că de mult nu mai mâncase. Cântecul ăsta e despre noi, e un cântec simplu despre vaci și boi, de lăsate cu căruțe colorate, în care trec țigan și cântă pe la spate. Cântecul ăsta e despre noi, e un cântec simplu despre vaci și boi, de lăsate cu căruțe colorate, în care trec țigan și cântă pe la spate. Dragii mei, este deschis la distracție în Palace Mall. Urmează strofa 3. Evident, tot despre ei. După zi de tras la coasă, merg cu mândra mea la bal, că fanfara cântă house la căminul cultural. Vine unul în training nichea și mi-a mândra de mijloc. Ceaba că primă să da ce eu nu pot să joc. Și mă bag cu mândra în hor, liniștit și ghinișor. Știe ca să joace house, dar mă calcă pe picior. Eu mă arunc și fac șpagatul, că se elastic ca un caș. Tătă ziua joc freestyle-ul cu flăcăi pimaș. Domnul Niche mă îmbie cu un chel de țuică bună, ca să-l lasă mea mândruța și să o ducă până în șură. Mândra mea nu s-ar fi dus, fiindcă ține mult la mine. Dacă îmi dau gustat din țuică, nu s-o mai putut abține. Acu-s bat și vreau să intru peste ei, mai bine lasă. Ia să merg eu la bunicu să-i cer actele pe casă. Ia de patru bețe acolo. Cântecul ăsta e despre noi, e un cântec simplu despre vaci și boi, de lăsate cu căruțe colorate, în care trec țigan și cântă pe la spate. Cântecul ăsta e despre noi, e un cântec simplu despre vaci și boi, de lăsate cu căruțe colorate, în care trec țigan și cântă pe la spate. În care trece Bobo și cântă dacă poate. Pe la spate, pe la spate. Mulțumim frumos, dragii noștri, pentru invitație. Lor.
Aplauze, aplauze, doamnelor și domnilor! Cum e aia cu pe la spate, cum? Mâncați așa. Au fost cei de la Fără Zahăr! Nu mi-a plăcut chestia aia cu baba tăiată, cu lama. Sper că nu vă referiați la baba Vlad, da? Nu. Am înțeles. Băi, la baba Novac. Serge! Cadou de despărțire, de fapt de încheiere, nu puteam să vă las să fiți singura trupă din Iași fără zahăr. Și singura trupă din România. V-am făcut un mare cadou. Tu ne-ai adus zahăr? 150 de kilograme de zahăr. Pentru trupa fără zahăr, nu? Păi, dă-le zahărul! Se pare că avem cadouri pentru voi. Dacă tot vă chemați fără zahăr, să nu mai avem problemele respective de a... Pentru tine, că știu că ai probleme cu spatele. Ați trecut de studenție. Te invit aici. Să-l mănânci sănătos. Este seara ta. Mulțumesc mult. Doar surprize plăcute. Îl meriți, Bobby. Mai Bobby. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vreau să vă salut. El rămâne vedeta noastră în continuare. Este seara ta. Te doare. Te ajut? Hai, facem juma. Mai dai unul eu. Aplauze, doamnelor și domnilor, au fost haioșii noștri prieteni, invitații noștri din această zi, trupa Fără Zahăr, Bobo și Bobby. Mulțumim foarte mult. Bobby, ne-l duci mie acasă pe ăla, da? Ne-l duci mie acasă, nu poți să-l car. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi, plină de ingrediente și se pare mult zahăr, deschis la distracție. Mulțumim foarte mult partenerilor noștri, Palace Mall, cei ce ne lasă să ne facem de cap aici. Mulțumim Ispal pentru că ne învață să ne aranjăm locurile dragi nouă, Susanu Clinic, cei ce ne arată cum să fim mereu tineri și frumoși, și Penta Rezidențial pentru că există acum în Iași apartamente noi și ieftine. Mulțumim foarte mult și celorlalți parteneri, Rodotex, Club Moving, Fenis, Palace Mall, La Corniș, Palace Mall, Animax, Kitchen Shop, de unde Sergiu a procurat toate acele accesorii de bucătărie. De asemenea, le mulțumim celor de la Intersport și restaurantului Shanghai. Pentru ținute, mulțumim magazinelor Serusi, Nisa, LC Waikiki, încălțăminte Deichmann, hairstyling asigurat de salonul Dona Carina, make-up by Sephora, fotografii Nicu Bostan și mulțumim, bineînțeles, dumneavoastră, prietenilor noștri, pentru că ați fost și astăzi deschiși la distracție! Emisiunea sponsorizată de Palace Mall.